În acest sens există o matriță matematică de care vă propun să luați aminte. 10% din angajați întotdeauna vor lucra super bine, pentru că ei natural sunt creați ca și oameni perfecționiști, care sub nicio formă nu pot lucra rău. Acești oameni, chiar dacă nu-i conduceți, ei vor lucra bine. Acești oameni, dacă îi veți pune într-un spațiu în care să lucreze rău, ei se vor duce de la voi, dar ei nu vor face rabat la calitate. Dar sunt doar 10%. Să-ți construiești o firmă pe acest tip de oameni este nonsens, pentru că ești puțin. Da? 10% din oameni întotdeauna vor lucra super rău. Vor fi sabotori, detractori. Nu am în vedere super rău ca și calitatea muncii executate. Eu am în vedere super rău din punct de vedere a energiei pe care voi trebuie să le dați lor. Să-i controlați, să-i puneți pe drumul drept, să-i arătați AI, să le faceți management, să le faceți planificarea, înțelegeți? El poate să fie un foarte bun profesor, dar în calitate de subordonat și angajat este foarte rău. Nu ascultă, nu îndeplinește, înțelegeți, da? 10%. Respectiv să credem că toți în compania noastră sunt așa, tot nu-i corect, ei sunt doar 10. Iar ghiciți 80% de oameni cum lucrează? Exact cum îi conduceți. Dacă îi conduceți rău, lucrează rău. Dacă îi conduceți bine, lucrează bine. Ce înseamnă să îi conduceți bine? Să aveți aliniate în structura caracterului vostru 14 competențe de management punct. Să faceți corect planificarea, să faceți corect coordonarea, controlul, delegarea, să fiți sistemici, ritmici.